Bună ziua! Aici e Radu și aici e Momo! Ce facem astăzi? Astăzi facem matematică. Pa, pa! Nu, Momo! Stai aici! Pa, Momo! Trebuie să facem matematică, să învățăm pe copiii noștri ca să fie deștepți ca noi. Bine, tau aici. Tu scrii, nu? Momo, scrii și tu. Nu bază matematica, eu să scrii tu totul. Bine, scriu totul. Bine, mă duc la viere. Numai la burtă e gândul. Astăzi o să învățăm regula înmulțirii cu 9 și a numerelor cu 9, de exemplu 99, 999 și tot așa. În primul rând, 9 înmulțit cu 1 face 9. 9 înmulțit cu 2 face 18. 9 înmulțit cu 3 face 27. 9 înmulțit cu 4 face 36. Ce ați observat? Ați observat că suma cifrelor e mereu 9. 9 e egal cu 9, 1 plus 8 e egal cu 9, 2 plus 7 e egal cu 9 și 3 plus 6 este egal cu 9. Acum, cum facem înmulțirea cu 9? Păi, 9 înmulțit cu orice număr, de la 1 până la 9, să zicem 3, va fi egal cu numărul cu care am înmulțit minus 1, adică 2, și apoi cât dă 9 minus 2, adică 7. 9 ori 6, de exemplu. Va fi 9 minus 6 minus 1, 5 și 9 minus 5, 4. Și de asemenea, la înmulțirea cu 9, 9 înmulțit cu 12, vă ajut eu de data asta, face 108. Și suma cifrelor este tot 9, dar 9 înmulțit cu 23 face 207. Tot suma cifrelor 9. Și dacă scădem 9, 9 înmulțit cu 22 face 198. Suma cifrelor de data asta este 18, care este un multiplu de lui 9. Un multiplu înseamnă că acel număr poate fi scris ca 9 înmulțit cu ceva, un multiplu de lui 9. Acum pentru 99. 99 înmulțit cu 1 este egal cu 99. 99 înmulțit cu 2 este egal cu 98. 99 înmulțit cu 3 este egal cu 297. Ați observat ceva? La înmulțirea cu 99 avem numărul cu care am înmulțit minus 1, 9, și apoi numărul 9 minus câtă, care e prima cifră? 8. 99 ori 4. 3, 9, 6. Dacă avem 3 de 9,
înmulțit cu 7. Exact! Prima oară avem 6, apoi 2 de 9 și apoi 3. Oricâte cifre de 9 am avea, să zicem că numărul de cifre de 9 este n, înmulțit cu un număr de la 1 la 9, să zicem 6, de fapt nu, cu un număr de la 1 la 9, să zicem m, m e numărul de la 1 la 9, și acestea sunt n cifre, va fi m minus 1, urmat de n minus 1 cifre de 9 și apoi de 9 minus m minus 1. De exemplu, în acest caz, e urmat de 9, 9, 9, 9 de n minus 1 ori și apoi de 9 minus m minus 1. Dacă avem n egal cu 7 și m egal cu 3, va fi m minus 1, 2, urmat de n minus 1, 7, n minus 1 cifre de 9, adică 7 minus 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6, și apoi 9 minus 2, 7. Doi urmat de 6, 9, urmat de 7. Și aceasta e regula cu 9. Deja mai amețic. Păi, dacă nu mergi la școală, normal. Nu spune asta. Să nu știe. Sper că v-a plăcut acest video și sper să reveniți în următorul video. La revedere! Pa! Șterge, șterge, rapid!